La Teatrul Național din București, Omul care a văzut moartea, o comedie interbelică irezistibilă, își reconfirmă succesul de peste 5 stagiuni. Planuri electorale date peste cap într-un oraș de provincie, un suicid ratat, un primar aclamat, ingenioase întorsături de situație, dialoguri vii și replici spumoase, partituri dramatice consistente în interpretări de neuitat. Costel Constantin, Adela Mărculescu, Marius Bodochi, Florentina Țilea și Răzvan Oprea, în rolul vagabondului, acea haimana simpatică și plină de haz de tip hollywoodian, Larry Georgescu. Sâmbătă 5 mai de la ora 20, la Sala Pictură. Detalii despre spectacolele noastre pe www.tnb.ro.